Partidul Social Democrat, mai ales după ce a câștigat alegerile, și nu numai asta, și după 20 de ani de un președinte de dreapta, și știm foarte bine tot acest circuit, va avea candidat propriu. Partidul Social Democrat are o strategie și dorește să ia o decizie rapidă, să cu certitudine nu o să mai întâmple ce s-a întâmplat cu candidatul pentru Primăria Generală a Capitalei. Eu nu pot să mai mă uit în ochii niciunui alt lider președinte de partid din România, când eu am venit din funcția de prim-ministru, după o decizie luată în coaliție, statutară și corectă, să vin să le spun românilor că în funcție de interesul unui partid sau altui partid, eu, primul ministru Marcel Ciolacu, schimbă data alegerilor. Ca să înțelegem de ce exclud această variantă. Am spus foarte clar și știți bine și aveți toate înregistrările. Nu voi ieși și voi comunica presei comasarea alegerilor decât cu un calendar întreg al alegerilor din acest an. Nu din funcția de președinte PSD, din funcția de prim-ministru. Eu nu fac așa ceva. Am vorbit un lucru foarte clar, ne-am asumat acel lucru. Dacă vrem să mergem cu șmecherie, șmecheria se oprește la poarta Palatului Victoria. Guvernul României reprezintă altceva decât șmecheriile și interesele și calculele unora electorale. Guvernul României, Guvernul României.